Făceam rămas acolo. Ce ți-a notat? Că nu mai țin minte exact. Dacă era o chestiune care urma să ne preocupe acum. Poți să te rog să dai tabla mai în jos? Da, da. Dar noi am terminat exercițiul. Da, am terminat pe ăsta, da. Dar ceva rămăsese să dai notat că nu știu ce să facem. Să de reținut. Deci când am discutat exercițiul, ți-a notat tu acolo ceva ce să facem ora viitoare, zici așa. Cum să împart două numere decimale la fel? Deci cum se împart două... Întrebarea, nu? Așa. Întrebarea aia, ce facem... Dacă sunt diferite și trebuie să facem împărțirea. Cum să împărțim două numere. Hai să notăm așa, operații cu numere decimale. N-ar fi bine să... Da, camera un pic mai în sus. Așa, în invers. Bun, acum e bine, da? Da. Cred că e prea aproape calculatorul și de aia. Da. Deci zicem, operații cu numere decimale. Mai clar, hai să, în general, vorbim despre operații în Q. Dar Q nu era fracții? Păi da, dar fracții nu sunt și numere, tocmai numere decimale sunt fracțiile. Că dacă facem împărțirea, ajungi la numere decimale. Deci operații în Q. Iar așa, Q... este formată din toate fracțiile de forma m pe n, nu? Așa am vorbit, unde m și n sunt întregi și cu precizarea care e urgentă. Când vedem o fracție, ce precizare, cu ce precizare venim și imediat? Stai. Deci Q e formată din toate fracțiile m pe n. N diferit de 0, neapărat, asta de jos, numitorul diferit de 0. Când împărțirea la 0 nu are sens, deci ăsta e motivul. Așa încât, orice fracție, dacă facem împărțirea, ajungem la un număr decimal. Fie se termină împărțirea, fie dacă nu se termină, un grup de cifre se repetă. Deci, ori se termină și avem un număr finit de decimale, ori avem un număr infinit, dar de la un loc încolo se repetă. Asta am constatat de fiecare dată. Deci, când zic operații în Q, eu văd în Q cele două variante. Ori numere decimale, ori numere întregi. Așa. Ori numere, nu numere întregi. Cum se cheamă acele? Numere decimale sau numere fracționare. Adică fracții. Da? Ori numere decimale sau numere fracționare. Adică fracții. Deci, totdeauna, orice fracție poate fi privită ca un număr decimal și invers. Un număr decimal ca o fracție. Număr frac? Da? Număr cum? Deci, orice fracție poate fi privită ca un număr decimal. Da. Și invers. Orice număr decimal... Da. Poate fi privit ca o fracție. Ok. Concret, ca să nu fie vorbă aruncată în mânt. 3 pe 4 este egal cu... Dacă facem împărțirea lui 3 la 4, ia fă, te rog, repede împărțirea. 3 împărțit la 4? Da. 0 plus
0 aici, virgulă. De 0, virgulă. 7, 28, 2, 5. Deci mi-a dat 0,705. 0,705. 705, adică 705? Da. Dacă ai dreptate, acum dacă aș lua pe ăsta și îl transform înapoi, deci dacă lucra bine, îl iau înapoi și îl transform, trebuie să ajung la 3 pe 4. Deci dacă iau pe 0,705, dacă iau pe 0,705, el se scrie ca o fracție cum? Egal cu? Trebuie să mă duc la dreapta cu virgula. 0,5 supra... 1000. 1000, sigur că da. Ai 3 decimale. E vorba de 705 milimi. De aceea supra 1000, da? Deci 705 milimi înseamnă 0,705. Și acum simplificăm prin 5 și trebuie să ajungă la 3 pe 4 dacă am făcut treaba bună. Prin 5, prin cât, până când ajung la 3 pe 4. Să vedem. Cât face prin 5? Egal cu? O dată, 4, 1. Și aici? Deci o dată, 4, 1. 141. Perfect. Supra? Supra 100? Păi nu, păi 5 în 10 merge de 2 ori. Hai, facem împărțirea care știm. Ok. 2. Ai zis 100. 100 nu e bine, că 5 ori 100 fac 500, deci 200. Da? Că 5 în 10 2 ori și pe urmă merg cele 2 0 ori care se adaugă și într-adevăr atâta 100, 41 și 200. Mă uit, trebuie să mai meargă. Simplificarea trebuie să mai meargă. Prin cât ar trebui să mai meargă? Ia să vedem. Numitorul 200 nu acceptă decât prin 2 și 5. 2 și 5. Că 0 ăsta înseamnă 10. 2 ori 5. 2 ori 5. Și un 2. Păi și atunci am zis. Păi înseamnă că e greșit la împărțirii. Dacă nu mă pot întoarce. Deci ăsta e motivul. Ceva e greșit. Hai să mai vedem o dată. 3 împărțit la 4. Cum ai făcut? 3 împărțit la 4 egal cu, vorbește tu, 0. 0, virgulă. Am pus 0 acolo. Da. De 7, de 7 ori. Corect. 7 ori 4, 28. 28. Da. 2. Da. Am pus 0. Ai pus un 0 lângă 0. Nu? Că tu ai acum 0 ori cât te vrei de acum de pus la dispoziție. Deci când zici coboră o cifră, le coboră pe 0. Și vine 20. 4 în 20... De 5 ori. Tu ai zis că 4 în 2 nu se poate, pui 0 la cât? Și ai dat 0,705. Am uitat. Ei, nu, Măriuca, pentru că în clipa în care ți-a dat 8 din 10, 2, cobori cifra următoare. Dar acum tu ai 0 ori câte vrei, după, din clipa în care ai pornit algoritmul și cobori câte un 0, ai 0 ori câte vrei la dispoziție, că ești după virgulă, da? Deci, tu ai avut 3 împărțit la 4. Nu se poate că împărțitorul e mai mare decât de împărțitul. Mergi de 0 virgulă ori. Ai pus un 10 și de acum continui împărțirea adăugând câte un 0, câte un 0. Deci, corect, este 0,75. Tu te-ai
cum să spun, ți-a amintit că în algoritm, când îți făcea așa, 3, să zicem, 3, 0, 2, împărțit la 4, zic așa. Spuneai, 4 în 3 merge de 0, 4 în 3 nu merge, nici nu poți să-l pornești. De ce zici 30? Deci e două cifre. Aici, fiindcă n-ai avut, fiindcă n-ai avut nicio cifră, ai pus virgulă, deci n-ai întregi de obținut, merge de 0 ori întregi și atunci a urmat, ai pus un 0, ai avut 30 și a pornit algoritmul și de acum pui câte un 0, care e de după, nu? După virgulă și care n-au nicio valoare acolo. La numărul ăsta. Tot nu ți-e clar, da? Hai să insistăm. E clar. E clar. Atunci, în clipa asta, hai să-l transformăm pe 0,75. 0,75 vă ne aduce spre 3 pe 4. Este deștept. De 0,75 0,75 egal cu cine? Cum se transformă el în fracție? 75 supra 100. 75 supra 100. Așa. Merge prin 5. Da. Unu. Cinci. Așa. Ai jos. Nu. Deci sus este 15, da? Așa ai zis? Da, 1, 5. Așa, 15. Supra? 2. 5 în 10, de 2 ori. Hai mai repede, mai rica, că e prea lent ritmul. 5 în 10, 2 ori, 20. Iar merge printr-un cât? Prin cine merge? 5. Prin 5. Prin 5, sigur că da. Din nou prin 5 și iată cât obținem? 3 pe 4. Bun, 3 pe 4. Și ăsta e bun, așa este, nu? Deci 3 pe 4 împărțit la... Se scrie ca fiind nu 705, ci 75. Și dacă luăm pe 75, ajungem la 0,75, ajungem la 3 pe 4. În concluzie, e adevărat că orice număr zecimal poate fi scris ca o fracție, găsim fracția, și invers, având fracția, de fapt, făcând împărțirea, mă duc spre numărul zecimal. Deci, aceeași valoare poate fi văzută în două moduri. Dacă reprezentăm pe ax, înseamnă așa. Undeva aici punem 0, ne amintim. 1, n-am luat unitatea asta, 1. Și ce înseamnă 3 pătrimi? Tot întregul, ce înseamnă 3 pătrimi? Cum? E un pic mai încolo de 0. Deci mai în dreapta de 0. Deci tot întregul în câte împart eu? Că numitorul îmi indică în câte împart întregul? 4. În 4. Deci în 4 și luăm 3. Luăm 3 din cele 4, am dat mai întâi în 2 și fiecare jumătate în 2 și am obținut cele 4 părți egale. Și acum 3 pătrimi aici este. Deci 3 pătrimi, acesta este numărul 3 pătrimi. 3 pe 4. Asta e poziția lui pe axă, nu ca poziție, 3 pătrimi. Dacă ne ducem pe zecimale, înseamnă ce? 0,75 este văzut ca fiind 7 zecimi, că asta prima cifră am vorbit, sunt zecimile, 7 zecimi și plus
5 sutimi. 5 sutimi. Deci, fiind prima cifră după virgulă înseamnă zecimile și a doua înseamnă sutimile. Deci, înseamnă că tot întregul ăsta îl împart în câte? În câte îl împart pentru prima discuție? Trebuie să-l împart în 10 și iau 7 din ele. Aceeași, deci aceeași mărime trebuie să o împart în 10, adică voi folosi cu roșu, să zic acum. Deci cu roșu și împart în 10. În 10 ca să împart. Dacă o dau pe fiecare în două, 4 ori 2 fac 8. Deci nu-i bine. Nu numai în două, ci jumătatea trebuie să o împart în 5. Deci trebuie să am 4 segmente puse. Da? Ca să jumătatea să o dau în două. Dacă eu pun numai astea 3, n-am dat-o decât în 4. Deci trebuie să dau cu 4 segmente. Una, două, 3, 4. Deci pe fiecare trebuie să o împart în 5. Jumătatea în 5. Și încă 5 din partea cealaltă, așa înseamnă 10. Deci, una, două, 3, 4. În clipa asta cu roșu, am reușit să împart tot segmentul de 1, de unitate, l-am împărțit în 10 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și eu 7 din ele. Adică ce înseamnă? 5 erau până la asta care e mai mare, 5, și mai au 2. Aici este 7. Deci 7 este aici. Și pe a 8-a, adică spațiul de la 7 până la 8, adică a 8-a zecime, nu e o toată, ci numai 5. Adică ar trebui să împart încă în 10 pe ea și să iau jumătate, 5 din ele. Și asta mă duce exact aici. Exact aici, la poziția asta. Iată, acesta este 0,75. Deci 0,75 spune că împart tot întregul în 10, iau pe primele 7, iar pe a 8-a nu iau întreagă, nu iau a 8-a zecimi, ci doar 5. Adică împart pe ea încă în 10, ar însemna fiecare în 10, fiecare în 10 și fac 100 și eu iau doar 5 din a 8-a. Cele 5 zecimi din a 8-a, da, înseamnă jumătatea lui. Și exact acolo, 3 pe 4 mă duce exact la 0,75. De aceea spunem egalitate. 0,75 este egal cu 3 pe 4. Același lucru. Ăsta e motivul fizic, dacă vrei, sau reprezentarea în două variante a numărului rațional Q, 3 pătrimi, cu 0,75 sau invers, al 0,75 sub formă decimale, văzut și ca fracții 3 pe 4. Reprezintă același punct pe axă, aceeași poziție. Deci, încă o dată, 0,75 înseamnă așa, 7 zecimi, adică tot întregul de la 0 până la 1 s-a împărțit în 10 și noi își luăm 7. Dar mai este încă ceva. Adică din a 8-a zecime, o împart și pe ea la rândul ei în 10. Nu mai pot cu carioca să reprezint. Deci n-am cum să mai reprezint cu carioca și atunci tu ai înțeles că încă 10 dacă iau și eu iau 5, ca și cum aș lua jumătatea intervalului de la 7 la 8. Deci, jumătatea
spațiul de la 7 la 8. Și jumătatea asta este 5-ul, 5 sutimi, cum ar veni pentru tot întregul, sau nu? Jumătate din zecimea aceea. Și de aceea 0,75. Esențial ce trebuie să reții din discuția de până acum? Că numerele raționale Q le-am gândit ca două, ca fiind toate fracțiile cu putință, unde M și N sunt numere întregi. Și negative și pozitive. Că știu ce înseamnă raportul lor. Știu ce înseamnă să împar două numere negative întregi. Știu semnul algebră și atunci nu mai am nicio emoție. De aceea am zis M și N din Z. Dacă fracția ce o împart, ajung la un număr decimal. La un număr decimal cu un număr decimal fix, se poate opri algoritmul, cum s-a oprit la noi aici. Când ai împărțit pe 3 la 4, n-ai continuat mult timp, ci după 2 pași, 2 timpi, ai reușit să termine. Algoritmul s-a terminat. Sunt situații când împărțim pe 1 la 3 și face 0,3333 și atunci nu se mai termină niciodată. Și punem în paranteză că este un număr periodic, nu? Simplu, pentru că grupul, cifra începe chiar lângă virgulă, altădată începe de la un loc încolo, grupul de cifre. Deci periodic simplu sau periodic mixt. Și acum eu aș vrea să facem operațiile numai cu fracții și operațiile numai cu zecimale, sub formă de numere zecimale. Și să vedem dacă obținem același rezultat. Da? Deci ne propunem acum să adunăm, ia să zicem așa, fie fracțiile. Două fracții luăm la întâmplare și facem toate operațiile cu ele. Ca să nu luăm așa. 3 pe 4, că tocmai am vorbit de el, care înseamnă 0,75. Și luăm și o altă fracție. Cât să o luăm noi, dar să se termine. Deci, 1 pe 8. 1 pe 8, fracția 1 pe 8. Cât ar face 1 pe 8? Nu pe 8. Ca să vedem exprimarea în număr decimal. Ia fă-te 1 pe 8, exprimat decimal. Zero, 0,125. Deci se face împărțirea 0,125. Corect. Dacă transform, sigur că ajungi la 1 pe 8. O să vezi foarte bine. Așa se întâmplă. Și acum, să împărțim în două. Și aici să facem cu fracții. Deci operații cu fracții. Primează. Și din coace operații cu numere decimale. Rimează. Ce s-a întâmplat? N-am înțeles. Rimează. Da? Operații cu fracții. Numere decimale. Să vedem dacă tot același lucru se obține. Și atunci înțelegem de ce este important să trecem dintr-una în alta. Vedem exact și care este viteza